Argeșul a obținut cel mai bun rezultat din istoria Cupei României prin finala Piteștiului din 1965, cu marele Dobrin pe teren la 18 ani neîmpliniți. Povestea fotbalului argeșean în Cupa României este legată firește de magia clubului Fanion. Performanțele FC Argeș au fost completate însă de echipele din Câmpul Lung Mușcel, prima apariție în 16-im din afara Piteștiului, Curtea de Argeș sau Mioveni, specialista recentă a surprizelor din Cupa României. Începem aventura noastră cu poveștile Argeșului în cupă printr-un nume de referință, Mihai Ianovski. Tatăl său l-a descoperit pe Dobrin, iar el este părintele generației lui Adi Mutu, o dinastie completată de Mihăiță, antrenorul de azi al FC Argeș, un reper pentru pepiniera incredibilă din Trivale, Mihai Ianovski. Domnule profesor, ce amintiri aveți legate de finala din 1965 a Cupei României disputată de echipa Piteștiului cu Niculescu, Stoienescu, Țârcovnicu, Țurcan și alții, printre care și Dobrin? Greu de povestit. Aveam 14 ani. Eram jucător la grupele de copii și generale centrului tatălui meu. Au trecut foarte mulți ani. Mai important acum văd lucrurile decât atunci. Era o performanță deosebită a clubului. Erau și jucători crescuți în Pitești, jucători aduși de la București și din țară. La nivel de oraș a fost o emulație extraordinară pentru această finală. Știu că a fost plin de piteșteni. Piteștenii au venit după aceea cu echipa acasă în spatele autobuzului. Nu se mergea la vremea respectivă. Deci a fost un moment foarte important, un moment de referință în fotbalul argeșean. Aveam 14 ani, eram un copil, da, eram copil de minci la meciurile de Liga 1. A fost ceva deosebit. FC Argeș, clubul, organele locale acordau o atenție deosebită. Niciodată n-a fost trimisă, de exemplu, echipa de tineret a Cupa României. Și au fost ani grei când luptă pentru evitarea retrogradării sau echipa era preocupată de mult de cupele europene, cu Marele Dobrin și profesorul Halagian, Dumnezeu să-i odihnească. Deci lucrurile au fost tratate cu seriozitate. Deci niciodată în istorie, vă pot, dacă cineva poate să mă contrazică, sunt de acord, recunosc, nu s-a trimis echipa a doua, nu s-au trimis rezerve, nu s-a trimis echipa de tinere Speranțe. Tot staful clubului, tot staful tehnic a fost prezent la aceste jocuri. Deci a fost o competiție respectată de către FC Argeș și de publicul spectator din de suporterii argeșeni. Dacă putem vorbi de un spirit al Argeșului și un spirit al fotbalului în Trivale, cum l-ați caracteriza? Spirit și fotbalul în Trivale. Datorită istoriei acestui club, spectatorul, suporterul argeșan a avut ce să vadă, a avut ce hrană spirituală să primească. Este un bun cunoscător, a apreciat la justa valoare performanțele, au criticat și au combătut momentele dificile din viața clubului. Deci, până în 89, sau să mergem la perioada Nicolae Dobrin, meciul era la ora 17, la ora 11 stadionul era arhiplin. Venea lumea în tribună, mânca semințe, floricele, popcorn, nu se numea atunci așa, juca table. În perioada Cupei României, era mai bine zis Dinamo Pitești, și a fost o ședință cu acești jucători și a adus și juniorii și mai mari în vârstă, tata m-a luat și pe mine și generalul a spus așa, era panica asta că se retrogradează. Știți că este un fenomen normal, specific fotbalului, iar dacă e să retrogradăm și vom avea putere, ne vom întoarce. Deci lucrurile erau tratate fără tragedisme, fără crize de astea de nervozitate. Și era un om foarte puternic, a fost pilot în aviația României, militară. A spus clar, nu pot să uite, eram copil. Dacă vom putea, scăpăm. Nu putem și vom avea putere, ne vom întoarce. Și echipa a scăpat de retrogradare cu antrenor Constantin Teașcă și tatăl meu secund, Victoria de la Târgu Mureș. 3-1, dacă nu greșesc. De ce Argeș? Adică de unde atâtea talente, aproape generație de generație, de unde atâta dăruire din partea antrenorilor de copii și juniori? Ce se întâmplă? Copiii de atunci aveau un alt mod de a trăi. Datorită sistemului, datorită, era perioada după război, se juca foarte mult fotbal. Tatăl meu a creat aici un curent, a stimulat copiii talentați,
a stimulat antrenorii care aveau această posibilitate de a preda această meserie. Lumea iubi fotbalul. Bine, o să spuneți că și la satul mare a iubit lumea fotbalul. Greu, eu spun că oameni precum Nicolae Dobrin, cei care au jucat Cupa României, marea masă a spectatorilor, a fost un mediu, vedeți, sunt bălți cu pește, dar numai în anumite bălți sunt pești de calitate. S-a jucat mult fotbal, antrenori foarte buni, care acum au plecat, sunt toți la antrenament cu tata și cu Dobrin, la stadion și cu Halagian, Dumnezeu să-i ierte pe toți. Da, interesantă întrebarea, și eu am fost copil, se juca fotbal de dimineață până seara, era celebru Maracana în Ștrand, acum au desfințat cu lacul, un teren de nisip, cu porți de 7 de dimensiuni normale. Fotbalist exponențial pentru fotbalul argeșan de după 90, Jean Vlădoiu este azi președintele clubului unde s-a lansat. De 3 ori câștigător al Cupei României, cu Steaua și Dinamo, el ne face o incursiune în amintirile sale speciale și spre visul de a cuceri trofeul cu echipa inimii lui. Am amintiri foarte frumoase de la Pitești. Aici am început activitatea mea sportivă de fotbalist. Mi-aduc aminte cu plăcere că la 12 ani am fost selecționat la Arii Pitești, o grupă de copii și juniori. Atunci domnul Gabriel Trandafirescu era antrenor. Am venit dintr-o comună de la vreo 15 km de Pitești, făceam naveta. Ulterior, datorită talentului pe care l-am avut, domnul Trandafirescu a reușit să mă transfere la școala sportivă Arii Pitești, numărul 11. Și bineînțeles am început această activitate sportivă, zic eu, într-un oraș mare de tradiție. Și sigur, cred că datorită Argeșului și în special echipei mari FC Argeș, ulterior la 17 ani și jumătate mi s-a dat șansa să debutez la echipa mare. Stadioanele erau arhipline, mi-aduc aminte în copilărie, am venit să văd un meci, să-l văd pe nenea Gicu Dobrin. Pentru prima oară m-a dus tatăl meu la stadion, n-am avut loc, am stat undeva între picioarele oamenilor, la gard, vedeam foarte puțin, nu eram eu foarte înalt oricum, dar mi-aduc aminte cu plăcere că m-a adus la vreo 2 meciuri. Și sigur, cred că am avut în sânge de la 3-4 ani, îmi plăcea foarte mult să jucăm fotbal, eram foarte mulți copii din generația mea, poate unii mai mari, alții mai mici, și eu cred că ăsta a fost drumul meu, menirea mea. Ce amintiri ai cu celelalte echipe din județul Argeș? Chiar la Câmpul Lung mi-aduc aminte, înainte să ajung la FC Argeș, cred că am jucat junior în teren, avea o echipă foarte bună în divizia B și am fost junior în teren, cred că acolo m-am călit foarte tare pentru că erau meciurile și erau niște fotbaliști fabuloși la Liga a doua și făceam naveta Pitești Câmpul Lung și eu cred că acel sezon mi-a prins foarte bine. Copil fiind, la 16 ani și jumătate, cred că nici n-aveam 17 ani, de acolo am venit direct către echipa mare. Domnul Halagian deja a auzit de mine, reușisem să marchez goluri, a vrut să mă ia sportul studențesc. Și mi s-a dat această șansă la o vârstă fragedă să debutez în echipa mare. Bine, după ce m-am văzut la antrenament, m-am băgat la 2 antrenamente, am făcut un cantonament la Bușteni, n-o să-l uit toată viața mea, câte gantere am cărat, erau ganterele mai grele decât mine. Și fiind cel mai mic, era clar că trebuia să le urc pe un platou de vreo 200 de metri până ajungeam cu gantera în spate acolo de vreo 60-70 de kilograme, îmi tremurau picioarele de nu mai știam de capul meu. Dar cred că mi-a prins bine acele antrenamente, acei antrenori fabuloși pe care am avut în carieră și sigur, datorită lor am ajuns să joc la cel mai înalt nivel și la echipa națională și la echipele mari din București și să câștig trofee, atât Cupele României cât și campionat. Ce ar însemna pentru tine, ca argeșan, să reușești undeva în sezoanele viitoare, din postura de președinte, să câștigi Cupa României, prima din istorie pentru acest club valoros FC Argeș? Ar însemna împlinirea, cred că, oricărui președinte, manager, nu știu ce să numesc, al suporterilor, în primul rând, că eu la ei mă gândesc tot timpul, ceea ce fac, mă gândesc la suporteri, mă gândesc la oraș, până la urmă pentru ei, bucuria lor este nemărginită și la asta mă gândesc că ar fi fabulos să ajungem să jucăm măcar o finală în viitor apropiat. Tezaurul Argeșului în Cupa României înseamnă însă mai mult. Înseamnă și parcursurile remarcabile ale echipelor din afara Piteștiului. Spre exemplu, Câmpul Lung Muscel, localitatea care a oferit prima echipă argeșană din afara Piteștiului ajunsă în 16-im. Iar în 1993, Aro, cum se numea atunci,
a ajuns în optimile de finală din postura de echipă de Liga a 4-a. Momentele de glorie în cupă ni le povestește Sergiu Coman, autorul golului decisiv prin care muscelenii de la județ eliminau Rapidul în 93. Și președintele de azi al clubului, care continuă fotbalul în localitate, completează cu amintirile suporterului din acei ani. Aveam motive de bucurie să jucăm cu o asemenea echipă, mai ales un meci oficial cu Rapid. Cu ei mai jucaseră în pregătire, dar un meci oficial nu. Ambiția ne-a făcut ca la acel meci să ne dăm toată silința și poate și printr-un noroc am câștigat acel meci, că era așa cu aminte, la 11 metri. Chiar înainte de meci am fost într-un antrenament aici, apropiere de Câmpul Lung, stăteam echipa și suporterii au venit seara la hotel, ne-au încurajat, mai ales că eliminaseră înainte vreo trei echipe de Liga a doua, cu renume, Flacăra Moreni, Dacia Pitești, Chimia Râmnicu Vâlcea. După ce rataseră ei o lovitură de la 11 metri, eu am executat-o pe ultima și lumea a intrat în teren practic peste noi. Practic la ultima lovitură erau la marginea terenului, deci. Abia așteptau să intre. Da, așteptau să intre. Nici vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat dacă ratam sau... Da. Așa a fost să fie atunci. După meci, practic, da, mi-au cam aminte, lumea era până oraș și lumea multe ne opreau, ne îmbrățișau. Când jucam în Cupa României și jucam la anumit nivel cu echipe mai valoroase ca noi, pentru noi era un moment de sărbătoare, deci numai pentru noi, pentru tot orașul, pentru toată lumea atunci, pe timpurile acelea. Toată lumea e foarte apropiată de fotbal, mai ales că de-a lungul timpului am avut și ocazia să ne bucurăm de mușceleni care au ajuns la un nivel destul de înalt, unul fiind poate Gheorghe Butoiu la începutul anilor 90, cel care a jucat pentru Steaua Mizil și apoi pentru Farul Constanța. Într-adevăr, tradiția contează foarte mult și asta încercăm să le spunem și tinerilor jucători ce se apucă de fotbal și vor să ducă mai departe această tradiție, mai ales că cel mai mare rezultat pe care l-a obținut fotbalul muștelean este acea calificare din optimile Cupei României, ediția 1993-1994. În 1993, pe 7 decembrie, la Câmpul Lung, urma partida cu Rapid București, după un parcurs extraordinar pentru echipă de Liga a 4-a în acel sezon al Cupei României. Țin minte, făceam parte din galeria echipei Aro Câmpul Lung. Aveam 20 de ani, împliniți cu două săptămâni înainte. Mi-aduc aminte că am venit pe stadion la ora 10 dimineața, chiar dacă meciul se juca după amiază. Ne temeam că nu vom mai găsi locuri în tribune. Nimeni nu se gândea că avem vreo șansă să îi eliminăm. Se discuta în tribune dacă facem o figură frumoasă, deja e un clișeu, să nu luăm 3-4, era vorba totuși de Rapid București, o echipă foarte galonată, cu trofee, Aro Câmpul Lung juca pe teren propriu, însă șansele erau foarte mici. Odată cu trecerea timpului ne-am dat seama că din tribune că se poate mai mult și faptul că scorul a fost egal după 120 de minute, deja pentru mușceleni era o victorie. Nu mai conta ce se întâmplă la penaltiuri, însă atunci când au început penaltiurile, ne-am dat seama că avem 50% șanse să ne calificăm. Sergiu Coman a dat golul victoriei și a dat startul fiestei în tot orașul. Deja am început să ne gândim, oare putem trece și mai departe. Echipa din Liga 4-a, Aro Câmpul Lung, în 1993, în Cupa României, a ieșit din competiție cu capul sus, putem spune. A pierdut atunci, în acel sezon, Universitatea Cluj a ajuns până în semifinale. Nu știu dacă, poate că era prea mult să trecem și de Universitatea Cluj în 1993. Din galerie am ajuns președintele Academiei de Fotbal Mușelul Câmpul Lung, din pasiune. Din semnalele pe care le avem, autoritățile locale sunt foarte implicate, ne-au promis că ne vor sprijini. Fost internațional, Constantin Stancu și-a petrecut întreaga carieră de jucător la FC Argeș, intrând astfel în galeria simbolurilor fotbalistice locale. Ulterior, din postura de conducător, a început să scrie o pagină de poveste în Cupa României, la Mioveni.
Asta pentru că istoria ultimului deceniu din cupă evidențiază constant CS Mioveni printre surprizele frumoase. Aproape mereu în fazele superioare, gata să elimine granzii. Domnule Stancu a jucat toată cariera la FC Argeș, din 1976 până în 1990, o carieră impresionantă. Într-un fotbal de astăzi, schimbat, când pare aproape imposibil o asemenea performanță de loialitate, ne puteți spune ce v-a făcut să rămâneți pe de-o parte fidel fotbalului argeșan și pe de altă parte fidel doar acestui club? În primul rând, eu am fost un om așa statornic și am fost aproape de familie și poate nici, poate că aceasta a fost una din cauzele care n-au, pentru care nu am părăsit FC Argeș. Și am iubit foarte mult acest club, fiind mic în acest club, am rămas și mi-a plăcut foarte mult să joc pentru FC Argeș. Am avut o... În 84 am vrut să plec la Sportul Studențesc și pe parcurs m-am răzgândit și am revenit la echipă. Am multe amintiri. În primul rând, stadionul era arhiplin și pentru acest lucru jucai fotbal cu foarte mare plăcere și cu determinare și jucai un fotbal plăcut. Poate și acest lucru făcea ca să vină foarte mulți suporteri la stadion. Fotbalul era mult mai spectaculos în acea perioadă. Erau multe faze de poartă și de aceea era mult mai plăcut. Pe stadionul din Tribale era o atmosferă altfel decât pe alte stadioane și pentru faptul că acolo a evoluat un cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor, Dobrin, cu care am avut plăcerea să joc. Ce amintiri aveți legate de meciurile de Cupa României din postura de jucător? Ca o amintire neplăcută pot să spun că la, nu mai țin minte anul respectiv, dar am jucat la Vâlcea cu Craiova și i-am dat o pasă de gol lui Crișan și ne-au bătut cu 1-0. Ați intrat ulterior în zona antrenoratului și apoi a managementului sportiv și ați contribuit decisiv la parcursul unui club relativ tânăr care a marcat însă Cupa României deja. Vorba de CS Mioveni, care a împlinit de curând 20 de ani. În sezonul 2014-2015, CS Mioveni învinge în Cupa României pe Voluntari cu 2-1 în deplasare, apoi elimină deținătoarea trofeului, Astra, cu 3-1 și ulterior 1-0 cu Dinamo în sfert. A fost o mare performanță să eliminăm două echipe de Liga 1, nu echipe, orice echipe, ci pe Astra și Dinamo. Și chiar am fost la un pas să eliminăm și Clujul. Din păcate, pentru noi am condus cu 3-0 în minutul 60 și am pierdut în prelungirile jocului. Am făcut niște greșeli mari. Cum ați simțit că a influențat performanța asta din Cupa României reacția comunității, a oamenilor din Mioveni față de cum erau înainte vis-a-vis de echipă? Din acel an, noi în fiecare an am mers, am tratat foarte serios Cupa României și ne-am dorit ca în fiecare an să ajungem într-o fază cât mai aproape de finală. Am reușit pe parcursul anilor până la momentul acesta ca să fim așa ca o surpriză plăcută a Cupei României. Dincolo de parcursurile pe care le-am evidențiat noi acum în Cupa României, la fel cum a spus și dumneavoastră, mai mereu CS Mioveni a ajuns în fazele superioare ale competiției.
deși au fost antrenori diferiți, deși au fost loturi diferite, vreau să vă întreb cum s-a născut această prețuire și față de Cupa României la Mioveni și această strategie până la urmă de a aborda această competiție cu maximă seriozitate? Da, și într-adevăr și cei care ajută acest club și îl finanțează, începând cu domnul primar, consilier și așa mai departe, au ținut foarte mult la această competiție și noi ca și conducători ai acestui club am tratat foarte serios și le-am cerut ca jucătorilor, antrenorilor care au fost, le-am cerut ca să încercăm să facem, să ajungem cât mai sus în fazele superioare prin jocul nostru și prin rezultat. Încheiem aventura fotbalului argeșean în Cupa României cu un episod inedit, povestit de președintele Asociației Județene de Fotbal Argeș, fostul arbitru Cornel Sorescu. Este vorba de echipa formată din arbitri, alături de care juca și Dobrin, cea care la finalul anilor 80 dădea peste cap toate calculele în cupă. Cum ați trăit meciurile de cupă ale României? Ce amintire aveți din această postură? La început, ca simplu spectator, am participat, ca de altfel, la toate jocurile FC Argeș, în mod special, Mioveni, era la început Metalul Colibaș. Mi-aduc aminte acum un joc de Cupa României între Metalul Pitești, deci viitoarea CS Mioveni, și Prahova Ploiești, echipă de Liga a doua. Metalul Pitești era echipă de campionat județean, campionat regional la acea vreme, în 1962, unde am fost și copil de mingi, s-a jucat, mi-aduc aminte, într-o iarnă și bucuros alerg după o minge, chiar am căzut în groapa de sărituri, unde era plină de apă și zăpadă. De asemenea, pe urmă, având fotbalul în sânge, inoculat de tatăl meu, care la acea vreme era președintele lui Metalul Pitești, la Ștefănești, am jucat fotbal, am ajuns arbitru și în cadrul Cupei România am arbitrat foarte multe jocuri, culminând cu două semifinale de Cupa României la nivel național. Domnule președinte, ce amintiri aveți legate de Cupa României în județul Argeș și ce întâmplări vă vin în minte legate de echipe care v-au impresionat, fie și în fazele județene ale cupei? Dacă e să ne referim la fazele județene, aș vrea să fac referire la echipa, prima echipă de fotbal amatori, Cavalerii Fluierului, echipă constituită din arbitri și care a evoluat în 4 ediții consecutive ale Cupei României, în 1986, 87, 88 și până în 89. După Revoluție nu s-a mai e. A fost o inițiativă proprie. Eram și arbitru de Liga a doua în acea vreme. Jucam în echipă alături de o serie de foști colegi de la tinere, de la echipa mare FC Argeș, inclusiv Gicu Dobrin și Hainal de la Târgu Mureș. Alături de Ariciu, de Ciolan, ca să spun câțiva, de Panfil de la Câmpul Lung. Deci toată echipa, practic, era din foști fotbaliști și la acea vreme arbitri, diverse categorii, de la nivel de județ până la Liga a doua, unde jucam eu. Am obținut câteva rezultate notabile. Am eliminat 5 echipe de divizia C în cele 4 competiții și 3 echipe de Liga a doua. Mi-amintesc că a scris și presa centrală despre un joc, de fapt despre două jocuri s-a scris mai mult, cea cu ICIM Brașov, când i-am bătut cu 3-0 în Ștrand, și pe Caracal, echipă care se afla pe locul 2 în divizia B, cu 2-1 în prelungiri.